Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gojul în direct. Sunt Mihaela Horvat. Astăzi o avem pe Ana Maria Stoica, colega noastră, colega de la TV Sud, jurnalist vechi. Bună, Ana Maria, bine ai venit! Bună, Mihaela, bună ziua celor care ne ascultă! Avem zile fierbinți și la propriu și la figurat, în sensul că, de exemplu, la PSD fac pregătiri pentru alegerea noi conduceri. Noi la Gorj nu știm nimic cine pe cine sprijină. Avem cazul care a revoltat o țară întreagă, cazul Sorinei. Aici trenează parcă totul întârzie, deși am înțeles că procurorii verifică chiar fiecare aspect al ce ține de tot ce s-a întâmplat, de adopția fetiței. La Complexul Energetic Oltenia, iar zile fierbinți, pentru că la 1 iulie e acea ședință în care s-ar putea ca noul Consiliu, adică nu că s-ar putea, sigur, noul Consiliu va fi votat, noul Consiliu de Supraveghere. Haideți să vorbim despre PSD, că tot este de actualitate. Ei se pregătesc de un congres, Viorica Dăncilă vrea să păstreze partidul, au apărut ceva schimbări referitoare la cine va mai participa la aceste alegeri. Teodorovici, am înțeles că are posibilitatea să devină președinte executiv, alt secretar general, știm, am văzut scandalul cu Codrin Ștefănescu. Cum vezi lucrurile? Eu zic că Viorica Dăncilă pleacă în această bătălie pentru funcția de conducere a PSD Gorj cu prima șansă, pentru că are funcția de premier și, într-un fel sau altul, își revendică astfel și funcția de președinte de partid. Este cea mai înaltă funcție deținută publică, deținută de cineva de la PSD. Văd cu ochii buni faptul că există concurență pentru funcție. Până la urmă vorbim de un partid social-democrat. De regulă în PSD era omul și funcția. Eu zic că dă o notă bună în exterior și nu numai în exterior, ci pentru cei care susțin PSD, faptul că există mai multe persoane care își doresc această funcție de conducere. Mi se pare un pic cam ciudat faptul că printre contracandidații ei este și un membru al guvernului propriu, adică Ecaterina Andronescu, despre care se vehiculează că își dorește o candidatură pentru președinția țării. Și ce mi se pare foarte uimitor este că mâine sunt aceste alegeri interne, iar din păcate PSD Gorj, cel puțin până la acest moment, nu văd să iasă cu o comunicare publică prin care să spună pe cine sprijină, pe cine vor sprijini cei 80 de delegați pe care îi trimite PSD Gorj la acest congres. Normal ar fi ca, așa cum au făcut-o alte organizații, PSD Vrancea, de exemplu, a anunțat public că o susține pe Dăncilă, așa ar fi fost corect ca și PSD Gorj să iasă și să spună unde se vor duce cele 80 de voturi. Da, în schimb, domnul Florin Cărciumană, domnul senator, fost președinte al PSD Gorj, spune că se teme de de destructurare a partidului, dar n-a spus de ce, în ce fel. În fine, este totuși cel mai mare partid din România, se află încă la guvernare. Poate că nu sunt pregătiți să fie conduși de o femeie, de ce nu? Chiar dacă au numit-o pe Viorica Dăncilă premier, să nu uităm că votul pozitiv pe care l-a primit Dăncilă a venit de la Dragnea. Și probabil sunt destui PSD-și care încă în felul lor de a fi, eu zic că au o doză de misoginism și nu se văd încă pregătiți să fie conduși. Eu cred că este mai mult de atât. Eu am impresia că sunt mai multe tabere, cei care au rămas tabere, alături de domnul Dragnea. Vorbim de un partid vor să recupereze mare puterea care în partid, care a fost deja luată practic de Viorica Dăncilă, de prim-ministru Viorica Dăncilă. Rămâne să vedem ce se va întâmpla mâine la congres. Ce se întâmplă mâine, eu zic că mari surprize nu vor fi.
atâta timp cât vor ieși ceilalți din echipă pentru celelalte funcții care sunt susținuți de Viorica Dăncilă, cu siguranță Viorica Dăncilă va fi viitorul președinte al PSD. Pe de o parte înțeleg și temerile domnului Cârciumaru, care spune că la nivelul Parlamentului și nu numai al partidului, grupul PSD a vociferat că aceste alegeri se organizează mult prea repede. Eu zic că era momentul oportun, poate că dacă domnul Dragnea se retrăgea la timp din această funcție, avea PSD-ul avea un procent mult mai mare la aceste alegeri, iar cele întâmplate ar trebui să le pună un semn de întrebare serios celor din PSD, că trebuie să existe o schimbare, că trebuie să existe ceva palpabil și ceva vizibil pentru electorat, că într-adevăr PSD se schimbă, este dispus să accepte și noul în acest partid și că cel puțin tineretul, diaspora, vrea cu totul și cu totul altceva. Să nu uităm că ALDE pune presiune pe PSD pentru că își susține același candidat, adică pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu, deși ALDE știm foarte bine că a obținut un scor sub prag la alegerile. Da, domnul Tăriceanu a spus că nu mai este interesat, cel puțin deocamdată, de o candidatură la președinție. Și că partidul ar trebui, în momentul de față, ambele, de fapt, partide care formează această alianță, ar trebui să gândească în comun pentru un candidat unic. Din păcate, PSD până în momentul de față nu are un candidat viabil pentru președinția țării și un candidat care să fie capabil să-i țină pieptul lui Iohannis. Asta este un lucru foarte, foarte negativ pentru PSD, care după insuccesul de la europarlamentare s-ar putea să-și mai ia încă o lovitură la prezidențiale și dacă se va întâmpla asta și USR și PNL vor fi tot în pole position, s-ar putea schimba lucrurile destul de serios și pentru alegerile locale care... Pe cine ai vedea candidat din partea PSD la prezidențiale? Am înțeles că își dorește o candidatură Ecaterina Andronescu. Nu consider că ar fi persoana potrivită să reprezinte cele două partide în acest scrutin. Vorbim de vârstă. Vârsta este, doamna are undeva la 70 de ani. Mi se pare cam mult să-i ții pieptul lui Iohannis. Deci, dacă vin cu o candidatură din asta de perdant, nu cred că au nicio șansă să măcar să viseze la locul 2, ca să nu vorbesc de altceva. Doamna Firea, ți se pare un posibil candidat bun? Nu am văzut o dorință a doamnei Firea Nici, de a candida. Da. Soțul dumneiei, da. Soțul, dar n-am văzut. Poate că Firea ar putea să facă ceva, deși, ce să spun, la informațiile negative care vin dinspre București legată de administrația Firea pentru Primăria Capitalei, faptul că nu mai sunt bani în bugetul primăriilor și a Primăriei Capitalei, asta s-ar putea să aducă un vot de negativ pentru Firea. Nu știu ce să zic. Oricum, trebuie să strângă rândurile și să găsească. Am văzut că iau în calcul sondaje și chiar persoane din afara partidului pe care să le susțină în această candidatură. Deci au nevoie de cineva până la urmă din afară care să mult mai credibil chiar față și de din afară, tot ce chiar și din afară. Deși timpul este destul de scurt și vedem că problema care se întâlnește la nivel central se cam transmite și la nivel local, unde, după cum știm foarte bine, PSD Gorj a făcut al N sondaj, un sondaj al treilea, dacă nu mă înșel, pentru a stabili un candidat pentru primăria municipiului. Deci mi se pare că e o problemă așa în PSD, partid mare cu un activ de partid destul de numeros, să-și găsească un candidat viabil pentru președinția țării, un candidat viabil pentru primăria Târgu Jiu sau cine știe pentru ce alte candidaturi. Am văzut că tot așa domnul Cârciumaru spunea că cel care va ieși bine în sondaje, chiar dacă va vrea, chiar dacă nu va vrea, va fi obligat cumva să candideze. Și se referea la domnul Ciprian Florescu, care cică ar fi preferat. Domnul Ciprian Florescu? Da, deși omul a spus că nu vrea o astfel de candidatură, din câte știm toți, Ciprian Florescu vizează un post de parlamentar, în niciun caz unul de primar al municipiului. Dar sunt, în schimb, alți oameni în partid care ar putea să facă chestia asta. Deci tot așa cum o vezi, politică negativă. Uite, și ALDE a cam dispărut de pe firmament, ca să spun așa, cel puțin la nivel local. Nu mai au poziții, nu mai au opinii, nu mai au
Ce crezi că se întâmplă și la organizația locală a ALDE? Cred că a venit vara. Sunt în așteptare, vor să vadă și ce mișcări face PSD-ul. Eu zic că dacă nici ALDE nu-și va schimba într-un fel sau altul imaginea, degeaba va încerca domnul Iordache să scoată nu știu ce scor și își va impune doi oameni la nivel central, că nu va fi suficient. Dacă ALDE Gorj, asta înseamnă să-ți promovezi un om secretar de stat și un altul în Consiliul de Supraveghere sau pe amândoi în Consiliul de Supraveghere al CEO și să vezi asta că este suficient pentru că ai scos peste 10% la europarlamentare, eu zic că este cam puțin pentru ALDE Gorj. Și pentru că ai vorbit despre complexul energetic Oltenia, te aștepți la mari schimbări la ședința acționarilor de la 1 iulie? Nu mă aștept la mari schimbări, deși am vorbit cu cineva din companie chiar ieri și îmi spunea că la nivelul CEO-ului se vehiculează demisii ale celor care sunt în Consiliul de Supraveghere, asta pentru a scăpa de răspunderea patrimonială care la cei poate din directorat. Din Consiliul de Supraveghere, da? Și despre asta se vorbea și probabil și de cei din directorat pentru a scăpa de această răspundere patrimonială care li se poate. Dacă n-au demisionat până acum, e clar că nu vor demisiona. Mai este, până luni mai este. Înainte cu 5 minute de ședință. Înainte cu 5 minute de ședință a făcut-o și doamna Fătu acum o lună de zile sau când a fost cu acea demisie, vreo două luni. Da. Nu m-ar mira să o facă toți înainte de ședința respectivă. Deci cert este că Consiliul de Supraveghere se va schimba. De asta nu înseamnă că se va schimba pe loc și directoratul sau președintele directorului. Nu, clar, nu pe loc. Da. Va mai dura, poate să mai dureze o săptămână sau poate să mai dureze încă 3 luni până când se decidă care vor fi cei care vor coordona conducerea, vor stabili conducerea, pentru că nici PSD, nici ALDE nu se îngrămădește să facă asta, deși în companie se vehiculează că Pităroiu va fi cel care îi va unge în funcție pe noi membrii ai directoratului, adică el va spune da, ăsta e bun, ăsta nu e bun, ăsta e cu noi, ăsta da, nu este Pităroiu, cu noi. Da, Pităroiu, eu nici nu mai știu exact ce funcție mai are la complexul energetic. Avea o funcție de consilier la un moment dat al domnului Boza, dar știm toți faptul că el a fost dorit în acest directorat pe filiera ALDE, adică a domnului Iordache. S-a dorit foarte mult ca domnul Pităroiu să intre în directorat. N-ar fi exclus să-l vedem după această schimbare din Consiliul de Supraveghere, să-l vedem acolo, că va fi pentru o perioadă scurtă, că va fi pentru o perioadă lungă, va fi acolo. Așa cum se întâmplă de altfel și cu domnul Burlan, că au zis că e pentru 4 luni și uite că e tot acolo în funcție și se vehiculează chiar că este preferat de partide, de ambele partide, pentru o funcție de președinte, chiar de directorat. Crezi că o schimbare de conducere la complexul energetic Oltenia va rezolva toată situația dificilă în care se află compania, salariații? Asta este clar că nu va rezolva, dar nici nu mi se pare normal ca o conducere de companie care a dus această societate pe minus și care are acele rapoarte de control în care se stabilesc prejudicii și 40 de milioane de euro nu este puțin în dauna acestei societăți de stat și se stabilesc nominal cei care se fac vinovați de această pierdere, de acest prejudiciu adus companiei, să mai rămână la cârma acestei societăți. Mi se pare dureros că se țin cu dinții de scaune, așa, pentru că trece luna și ei își iau în continuare banii și sunt tot acolo la butoane. Da, și a și declarat domnul Boza, da, a spus că nu... Nu pleacă, păi cum să pleci? Nu. Cum să pleci de la borcanul cu miere? Este culmea. Așa, nu pleacă, da. Mi se pare suspectă chiar și dorința dânsului de a se repara cu fizic. Vorbim de operația pe care a suferit-o recent la Cluj, tocmai acum când totul fierbe. Nu știu nimic despre starea de sănătate a domnului manager. Nu știu și nu am discuții cu domnul Boza, dar știu din companie că într-adevăr a fost operat, nu este în companie și la cârma societății se află domnul Bălășoiu în prezent. Bălășoiu care la fel apare cu numele în acest raport de control și el vinovat pentru prejudiciul de 40 de milioane de euro adus complexul energetic Oltenia. Deci eu zic că ar putea să vină niște oameni noi, capabili, care să conducă sau să scoată cel puțin, dacă se mai poate scoate compania de pe buza prăpastiei pe care se află.
Pentru că, pe de o parte, pare un act sinucigaș pentru ca alții să vină și să încerce să mai facă ceva aici, dar în același timp nici nu pot să rămână tot ăia care ne-au demonstrat că nu știu să cârmuiască așa cum ar trebui societatea. Și o spun, nu o spun eu, pentru că nu sunt specialist în minerit și energie, ci o spun cifrele dânșilor ieșite din companie, recunoscute de companie, stabilite de organisme de control, cum este Corpul de Control al Ministrului Energiei. Adică nu ai cum să spui că tu nu te faci vinovat de nimic. Deci chiar nu ai cum să spui acest lucru și atunci o schimbare se impune. Într-o țară normală, cu un stat de drept corect, nu se ar fi ajuns aici. Ai greșit, a ieșit raportul, ești acolo vinovat, imediat s-ar fi luat măsuri. La noi nu. Mai trec, dacă se poate, încă 3 ani de zile și după aia se stabilesc adevărații vinovați. Dar să nu uităm că și domnul Ciurel a fost îndepărtat cu greu din funcție. Cu greu ar fi fost îndepărtat și cel care l-a urmat la conducere, dar a făcut greșeli, dovadă că l-au luat cu cătușe pentru Ciobotărică. Și atunci, după Ciobotărică, s-au gândit că e bine să-l ia pe Boza. Eu zic că n-au făcut foarte bine, pentru că s-a dovedit ce... Dovedesc cifrele că lucrurile n-au stat tocmai bine la cum ți se par, cei noi membrii ai Consiliului de Supraveghere, dacă aceștia vor fi votați, m-am uitat și eu pe acea listă, nu prea au legătură cu nu au niciun fel de legătură cu cărbunele, cu energia. Dacă ne gândim că domnul de la cadastru se ocupa de cadastru, nu știu ce legătură are cu complexul energetic Oltenia, dar dacă merge așa, cu carnetul de partid... Da, domnul Mănescu te da, referi. Da, deci dacă domnul Mănescu pentru asta a ajuns la ALDE, pentru asta s-a înscris la ALDE, ca să fie în Consiliul de Supraveghere al CEO-ului, cu care el n-a avut și nu are niciun fel de legătură, și eu nu l-am auzit pe domnul Mănescu în ultimii ani, cel puțin din 2012, de când există Complexul Energetic Oltenia, să zică un cuvânt legat despre minerit, ceea ce se întâmplă la această companie de stat, nici măcar legat de activitatea dânsului de la cadastru, de director de la cadastru. Mi se pare absolut jenant să te duci și să conduci, să fii într-o structură de conducere a unei companii despre care tu nu ai vorbit niciodată nimic. Și nu ai nicio legătură și nu păi, te duci acolo se tot repetă. Și timp de 3 luni te edifici cum merge Complexul Energetic Oltenia. Dar în alea 3 luni în care tu te edifici, tu ești plătit și tu semnezi niște decizii și tu iei niște decizii pentru această companie. Deci mi se pare chiar păi absurd. Păi se repetă povestea. Deci vin oameni care n-au nicio legătură mi se în pare, conducerea CEO, care n-au nicio zic, legătură cu sistemul. Cum să zic, decondamnat cumva și pentru domnul Iordache că promovează astfel de oameni. Nu aș fi așteptat la cu totul și cu totul altceva din acest punct de vedere. Dar și domnul Iordache s-a liniștit acum, nu mai spune nimic nici de actualul management, nici de pierderea de la CEO, nici de prejudicii. Păi dacă și-a promovat 2 oameni, nu mai spunem nimic. Deci ce vorbea dumnealui cu acuzațiile aduse celor care conduc complexul da, și acum da, au rămas undeva... La nivelul Ministrului Energiei, care este ALDE și totuși Ministrul Energiei este tot acolo, ne amenință că energia pe cărbune se duce și că o înlocuim cu energie pe gaze. Situația în Complexul Energetic Oltenia este deplorabilă, oamenii muncesc tot mai și mor, puțin, cum da, s-a tot mai acum puțin o săptămână jumătate. Pe niște salarii aproape mizerabile pentru ceea ce fac și nimeni nu ia nicio măsură, nimeni nu înlocuiește pe cei care lipsesc, să găsești un personal calificat pe care să-l bagi în carierele alea să muncească. Ce să mai... Am avut și aseară doi invitații, lideri de sindicat, care chiar ne avertizau, da, chiar ne avertizau că ieri de la cariera Peșteana, unde este domnul lider de sindicat Pârvulescu, aflat între timp pe litoral, la acea consătuire sindicală cu cartel Alfa, ieri nu a plecat niciun vagon de cărbune. Iar cu o zi în urmă a plecat un singur vagon. Asta pentru că nu există front de lucru, asta pentru că nu există personal. Da. Deci avem o carieră care este aproape închisă. În perioada asta ar trebui să se gândească deja la cum să spun, la stabilirea stocurilor pentru iarnă.
N-am văzut să fie nu, vreo dar preocupare. Noi n-am văzut, din păcate, și asta este un minus pentru doamna Dăncilă, nu am văzut nici noi acel raport de control pe care corpul de control al doamnei premier l-a făcut imediat după greva din ianuarie. Deci suntem în iunie, ne apropiem de iulie, suntem săptămâna deja, viitoare practic, suntem în iulie, iulie? Și n-am văzut acel raport n-am de control. N-am înțeles că va fi devastator, că e devastator. Păi, dar dacă nu, este nu-l vede devastator nimeni. Să-l facă public și cei vinovați să fie trași la răspundere, pentru că devastator a fost și raportul de control pentru al Ministerului Energiei și a rămas devastator doar pe hârtie. Iar noi care am avut curajul să-l facem public, am fost considerați că, nu știu, am inventat niște lucruri. Și pare, dintr-un anumit punct de vedere, că e totul în viziunea mea, a ta și a altora. Pentru că dacă vezi că organismele de control nu iau nimic, nu iau nicio măsură și pe de o parte n-aș vrea să-i acuz doar pe ei că nu iau măsuri, pentru că acel raport și acum se află într-un sertar undeva la Ministerul Energiei. Deci nu a urmat cursul firesc. Băi, am înțeles că a fost trimis la DNA Craiova. Ipotetic, pentru că eu spun acest lucru că la un moment dat am făcut o cerere pe 544 la parchetul în alte curți, iar acum câteva luni, când am întrebat eu oficial, răspunsul oficial este că acel raport nu exista la parchetul în alte curți. Așa că nu pot să spun dacă astăzi există, dar eu n-am văzut nimic, un document oficial care să mă ateste că într-adevăr acest raport există acolo. Ce părere ai despre faptul că sunt atâtea necazuri și probleme și nu sunt bani la companie și au adus-o practic într-o situație în care n-a mai fost până acum această societate și totuși și-au mărit salariile, nu știu dacă ai văzut acel material din CEO News semnat de domnul Ion Răuț în care spune că veniturile, indemnizațiile celor din directora din Consiliul de Supraveghere s-au mărit de 90 și ceva de ori, așa, în timp ce salariații au primit o majorare de 70 de lei sau 7 lei, nu știu, 74 de lei, parcă. Deci, iată, pentru că totdeauna cine împarte, parte își face, dovedește încă o dată acest lucru. Dacă ne uităm și în declarația de avere a domnului Boza, nici el n-a trăit rău la CEO, având un salariu de aproape 30.000 de lei lunar, la care fără se adaugă. Să mai punem alte beneficii, prime, etichete de masă, deplasări în străinătate plătite de companie, chiria plătită de companie, telefonul de serviciu, șoferul la ușă și așa mai departe. Deci astea nu le mai punem la socoteală, deci, pentru că cheltuielile cu directoratul au costat compania într-un an, 2017-2018, dacă rețin eu foarte bine, 2,4 milioane de lei, adică 2.000 de miliarde de lei vechi. 2.000 de miliarde de lei vechi. E un lucru extraordinar vechi, pentru niște oameni care lucrează ca acum 40 de ani, mai rău decât acum 40 de ani, în această companie de stat, și mă refer la mineri, în energie parcă se lucrează la un alt nivel și într-o mai mare curățenie, dar minerii am văzut foarte clar, în ciuda riscurilor la care s-au supus, pentru că administrația a avut grijă inclusiv acest lucru să-i oprească, să nu fie transparenți la acest capitol, condițiile în care muncesc, cu niște utilaje vechi, cu excavatoare care stau să cadă unul peste altul, cu țipetele șefilor lor în urechi că ai muncit, faceți producție și de 4 ingineri au ajuns în spital și sunt toți legume la acest moment. La acel moment când am publicat această informație, cei de la CEO n-au spus nici că e adevărat, nici că nu e adevărat, deși nimeni nu i-a întrebat pe oamenii ăia dacă mai trăiesc. Da. Și eu spun că acele informații sunt reale, oamenii au fost în spital, sunt paralizați, au suferit accidente cerebrale, vasculare și așa mai departe. Nu interesează, din păcate, viața acestor oameni și asta este foarte dureros. Este foarte dureros că într-o companie cum este CEO, viața omului ajunge să nu mai conteze aproape deloc. Și s-a dovedit că oamenii mor pe capete și am văzut recent, întâmplându-se cu acel chiar electrician acum, săptămâni la 41 pic de ani,
Noi am publicat informația, omul e în pământ, familia e îndoliată și cam atât. Au primit o primă liderii și... Liderii de sindicat pleacă la mare. Da, 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 cam asta este situația. E vară, domnilor, pe domnii respectivi îi interesează mai mult să se ducă să se bronzeze, să stea cu burta la soare, să aibă o discuție sterilă de o jumătate de oră la aer condiționat și după aia să revină acasă și să spună bronzați fiind și relaxați cum se luptă ei pentru mineri. V-am spus, mi s-a părut dureros să văd în fotografii, să-l văd în fotografii pe domnul Dan Pârvulescu în sală acolo vorbind cu ministrul muncii, în timp ce la dânsul la carieră nu pleca nici măcar un vagon de cărbune ieri. Dacă așa merge... Da. Treaba. În plus, ca să notăm și asta, domnul deputat Vâlceanu a făcut public la un moment dat că deja compania este pe o pierdere de 600 de milioane pe primele 5 luni ale acestui an. E posibilă o insolvență a complexului energetic Oltenia? Eu zic că este posibilă și poate. Sau totul depinde de cum se aranjează lucrurile la guvern. Poate și insolvența este bună, să știi. Deci eu am vorbit cu mai multe persoane din companie care îmi spuneau exact acest lucru. Insolvența nu e chiar atât de rea. Pentru că în momentul în care ai un administrator care într-adevăr știe să facă treaba așa cum a făcut Borsa, atât de blamat la Hidroelectrica, companie care se află pe primele trei poziții la nivel național ca profitabilitate, tăind în carne vie și dând afară niște oameni și care frecau menta. Și investiții. Asta, da, păi, n-a făcut investiții. Sunt foarte multe probleme și la Hidroelectrica din punctul ăsta de vedere. Eu nu spun că nu sunt probleme, dar până la urmă salariile acolo s-au dat la timp, lucrurile s-au reglat. La Complexul Energetic Oltenia se dau afară niște oameni acum pe disponibilizări, 100 de persoane și pe ușa cealaltă dinspre Minpres mai vin 100. Ca să înțelegi cum se fac disponibilizările, da, la CEO. Pila cu tare, lipitorul de afișe cu tare, ăla băgat de PSD, ăla băgat de ALDE și așa mai departe, și nu băgați la munca de jos. Că crezi poate că o schimbare, că am vorbit de PSD și de ce se va întâmpla în acest partid, schimbarea din PSD va schimba și fața guvernului, ca să spun așa? Adică va fi o remaniere? Vor pleca niște miniștri? Ar fi corect să fie și o remaniere. Adică mi-e greu să cred că Dăncilă își va lăsa în guvern alături de ea oamenii care au contracandidat-o pentru șefia partidului. Nu, dar mă refer și la, uite, de exemplu, la miniștrii ALDE. N-am văzut să vină, cum să zic, să fie... Dar n-au priceput nimic să vine, ce s-a întâmplat. Să vină asta cu o soluție. Adică, domnule, vezi că în energie merge prost și ai ales prost să conducă pe cineva ministerul energiei. Nu face o schimbare? Nu au făcut nicio schimbare, da, pentru că, așa cum nu au înțeles nimic și, uite, se țin cu dinții de Tăricianu, deși au văzut foarte bine că partidul nu are credibilitate la nivel național, tu ești cu același om și îl susții pe același om, tu un partid de 4%. Aici te contrazic, nu. Cred că scorul ALDE se datorează în principal PSD-ului. Deci el a fost privit ALDE ca un partiduleț. Nu sunt de aceeași părere, pentru că ALDE au făcut greșeala să nu-și facă o politică proprie. Știi? Și probabil că au decontat alături de PSD. Dar fiind... Eu nu zic că nu au decontat, dar poate au decontat 1, 2, 3, 5%, dar restul, despre ce vorbim? Era un partid cotat la peste 10%, 12%, 11%. Unde sunt procentele astea? Că ce spui despre pro-România, Ana? Eu zic că pro-România are toate șansele să crească și să se lipească înapoi de PSD. Ponta așteaptă la cotitură să vadă ce se întâmplă în momentul nu de față. Nu cred că în, el a și spus că nu va fi vreo apropiere de PSD. Păi, adică ba, își vor vedea da, de... Au spus, da? A spus că va susține PSD ALDE la președinția României. Deși la moțiunea de cenzură a votat pentru căderea actualului guvern cu motivația că s-ar fi găsit și alți miniștri mai buni sau că ar trebui ca acest guvern să fie remaniat și găsiți alți oameni mai buni pentru aceste funcții din minister, pentru portofoliile respective. Dar Ponta și-a arătat dorința de a susține PSD ALDE la președinția țării, ceea ce
îmi arată pentru că se întoarce, era de așteptat, da. Că se întoarce la matcă și că într-un fel sau altul își dorește acolo o întoarcere la PSD și de ce nu o poziție de conducere în structura PSD. La PNL ai văzut că apele sunt tulburi. Între sunt tulburi și nu înțeleg Romanescu ce mai așteaptă, dar nu știi, care... dar au fost atâtea emisiuni și eu și colegii noștri am tot făcut în care reprezentanții de la PNL Gorj ne-au tot spus că se vor lua măsuri după alegeri cu primarii care au trădat, cu primarii care nu au făcut, n-au fost pe linia partidului. Ai mai văzut o măsură în afară de a anunța că nu-l mai susțin pe domnul Bobaru, deși Bobaru era de mult cu ambele picioare în PSD? N-am văzut nimic. Că îi vor retrage sprijinul politic la Marcel Romanescu, după aia a mai fost o ipoteză că îl vor lăsa fără funcțiile de conducere din partid, adică un simplu membru, nu o să mai fie președintele organizației municipale. Ai văzut ceva? N-am văzut nimic. Dimpotrivă, văd un schimb de replici acide între cei doi, Vâlceanu și Romanescu. Asta vreau să te întreb. Ce Vâlceanu îi zice să plece, Romanescu zice nu, că eu rămân în PNL, la dar în același nu timp... Nu l-am văzut să spună, s-a ferit să aibă o reacție, cum să zic, fățișă față de toate afirmațiile domnului Romanescu. Deci se ferește, încearcă totuși să mențină o aparență de... Eu zic că Romanescu nu mai are ce căuta în PNL, dovadă că își chiar caută un alt partid, se vehiculează că poartă negocieri destul de laborioase cu cei de la USR și n-o să vedem surpriză în perioada imediat următoare. Păi, USR știm toți că știm toți, dar că nu primesc oameni care au mai făcut parte din alte... Da, nu l-au primit deocamdată pe domnul Săvoiu. Asta este o informație pe care am aflat-o, că într-adevăr cererea domnului Săvoiu nu a fost validată de conducerea centrală a partidului, dar lucrurile vor sta altfel pentru Marcel Romanescu, pentru că Marcel Romanescu nu vine doar cu trecutul său politic la acest partid, ci vine cu portofoliu și cu funcția, scaunul de primar al municipiului și cu o candidatură viabilă pentru USR la alegerile de anul viitor. Și atunci eu spun că USR-ul s-ar putea să-și schimbe optica, deși domnul Miruță spune că nu se va întâmpla asta, că tot se vor păstra acele criterii de integritate, de intrare în partid. Eu sunt convinsă că lucrurile se vor schimba. Pentru anumite persoane se vor face excepții. Iar Marcel Romanescu pare să fie una din aceste excepții. Observ după alegeri, acum PNL a ieșit câștigător, observi că par face opoziție PSD-ului, adică eu credeam că na, fiind scorul care a rezultat în urma alegerilor, mă gândeam că opoziția se va coagula și își vor face, Nu cred că se va întâmpla asta. Și pentru vor că face și... opoziție la partidul de guvernare în teritoriu, că la București vedem. Dar aici... Cum crezi că funcționează lucrurile? Aici totdeauna au fost lucrurile invers. Să nu uităm că la Gorj a câștigat PSD-ul alegerile europarlamentare, da. Deci PNL-ul nu e la nivel central s-a dovedit că moțiunea pe care au făcut-o a fost de tot râsul, dovadă că nici n-a trecut, n-au putut să-și obțină. Eu înțeleg dorința PNL-ului de a bate din picior că vor la guvernare, indiferent ca oameni, că n-au oameni, ei să fie acolo, au și anunțat că taie, că fac, că dreg, că și-au anunțat un potențial guvern al PNL-ului, dar eu zic că nu sunt pregătiți pentru guvernare și mie mi se pare dureros că pe România încă se fac experimente politice și nu ne vedem bine nici în perioada imediat următoare. Nu mai e experimente politice, sunt experimente, cred că, în toate domeniile, mai ales în cel al justiției. Despre justiție, deci nu mai de bine, cu ghilimele de rigoare. Deci sunt 7 zile de când s-a întâmplat mie mi s-a părut o nenorocire pentru fetița de 8 ani de la Baia de Aramă, când a fost târâtă de acea procuroare. Sunt deplorabile. Deci au trecut 7 zile, Ana, nimeni nu știe nimic, că nu-i vrem adresa, dar vrem să știm, noi, opinia publică, este în regulă această fetiță.
Cum ți se par anchetele care decurg acum? Ce crezi că se va întâmpla? Fetița, crezi că va ajunge până la urmă în America? Va fi reluată adopția și fata se va întoarce acasă la Baia de Aramă? Cum vezi tu lucrurile? Cum crezi că se vor întâmpla, având în vedere că de aproape cum să zic, toată țara a văzut ce s-a întâmplat și a și reacționat ca atare, cu mici excepții, cu rare excepții, cu... că sunt și oameni care îi susțin pe cei de la, din America. Destul de puțini. Destul de puțini, trebuie să vorbim despre ei, lucrurile sunt destul de clare. Nu pot să zic că am scris despre acest subiect, am preferat să rămân simplu spectator și să văd ce se întâmplă. Pot să zic că interesul copilului primează, așa, unde se simte ea bine, acolo ar fi trebuit să fie lăsată, în primul și în primul rând. Nu înțeleg dorința acestor așa ziși părinți de a insista, de a lua acest copil din mediul, da, cu forța, din mediul în care se aflau și a duce la atâta distanță de casă sau de ceea ce însemna pentru ea casă. Nu am înțeles, deci pur și simplu nu înțeleg, nu cred în variantele alea cu organele, cu prelevare, cu nu știu ce, deși pot să fie adevărate, dar mă limitez la a vedea lucrurile pe ansamblu. Acest copil trebuia să fie lăsat în mediul familial pe care l-avea, n-am înțeles de ce și familia la care a stat nu a încercat să o... adopte, deși avea posibilitatea asta. Înțeleg până la un punct că nu erau mai buni banii. Nu, au existat cereri chiar n-au adoptat-o, n-au făcut... bine, că a fost și acea problemă, că a fost mințită mama, adică asistentul maternal de angajata DGASPC-ului, i-a vrut o hârtie în față, a pus-o să semneze, mă rog, dar cereri de adopție au existat și în termen legal, dar a fost o minciună, o altă manipulare, știi, în cazul ăsta. Mi se pare așa deplorabil că se plimbă acești părinți pe la televiziuni. Acești părinți adoptivi. Așa zici părinți, că nu poți să-i numești altfel. Momentan Sorina e la ei, așa că de asta îi numesc părinți. Se plimbă pe la televiziuni și încearcă să inducă în mintea populației că fac un lucru bun și că este un lucru omenesc și că așa, dar nu se mai uită în urmă ce au făcut la Baia de Aramă, că până la urmă asta cred că a revoltat cel mai mult oamenii, că felul în care a fost scoasă din sânul familiei și dusă târâtă, forțat la cei care trebuiau să... Important este că această micuță a ripostat cu toată puterea ei de copil de 8 ani. Pentru mine asta a spus tot. Nu mă mai interesează... Ce a fost în urmă. Și nu eu ce a fost în urmă, și... nu mă mai interesează celelalte aspecte, că procurarea a dat să facă pușcărie chiar procurarea pentru cu felul pricina. În care s-a comportat cu dar copilul. Ce mă interesează este ca această fetiță să ajungă înapoi în casa în care a crescut, la familia pe care ea o iubește. Bă, am văzut atâtea materiale și în spațiul public, fotografii cu ea de când era micuță. Da, astea nu pot fi trucate. Ce-mi place, cum să zic, am o mare, o mare apreciere față de oamenii din Baia de Aramă, care în fiecare seară au ieșit să-și arate susținerea și să sper să nu renunțe. Adică nu trebuie lăsat ca acest caz să se întâmple, să se uite. Doamne, nu cred că ar putea cineva să uite, dar să se întâmple ceea ce e nefiresc, adică fetița să nu ajungă înapoi de unde a fost smulsă cu brutalitate și cruzime. Adică n-aș vrea să văd lucrul ăsta, vreau să știu și ca acest stat să-și facă în așa fel datoria încât să repare toată această, nici nu știu cum să-i spun, să repare tot ce s-a întâmplat cu fetița asta, iar ea să ajungă acolo de unde a fost smulsă cu atâta cruzime, după cum am spus. Acum, nu știu, eu m-am ferit să vorbesc despre justiție, despre procurori, dar am speranța totuși că odată cu aceste anchete, că nu toți procurorii sunt ca Madame Pițurcă, de exemplu, sau ca Portocală, sau mai sunt procurori care într-adevăr își fac treaba și datoria meseria și cred în ceea ce fac și
își facă meseria cu bună credință. Trebuie să vedem, după părerea mea, și vinovați, iar vinovații să și răspundă cu această ocazie. Corect. Eu cred că e un examen pentru organele statului în aceste momente, un examen, un test pe care organele statului, dacă vor să arate României că sunt corecte, ar trebui să-l corecte treacă. Și fac parte dintr-un stat de drept, trebuie să ia decizii și să acționeze în consecință. Altfel, dragă Ana Maria, m-am și gândit de multe ori, în funcție de cum se vor desfășura lucrurile, n-aș vrea să ajung să spun, nu mai am încredere. Și deloc în organele statului și în cei care ar n-aș vrea să ajung dreptate. Să spun, nu mai am încredere în țara mea. Eu în statul m-am pus în postura acelui copil și am încercat să, așa, pentru un exercițiu de... pentru mine ca părinte, să-mi văd copilul care are 6 ani și un pic în postura Sorinei, tras și împins de niște oameni care n-aveau nimic în comun cu ea, sentimentele unui copil care la 8 ani înțelege foarte, foarte bine lucrurile și se atașează de cei din jur și așa mai departe, în postura respectivă. Ce ai fi făcut? Că ești capabil, pe cuvântul meu, să faci moarte de om pentru un astfel de copil când îl vezi într-o astfel de situație. Este dureros că nu se intervine, așa cum ai spus tu, măcar să știm sigur că copilul ăla este bine acolo unde este. Dar aici e vina celor de la DGASPC. Degeaba ne trimite sau postează, așa zis și părinți, niște fotografii cu fata că este bine, când noaptea, poate toată noaptea, stă și plânge până dimineața că vrea înapoi acasă sau nu mănâncă sau nu știu ce reacții poate să aibă. Da, n-avem nicio informație, da. Eu sper totuși, sper așa, ca părinte în primul rând și ca locuitor a acestei țări minunate, să vedem o schimbare și poate, eu sunt convinsă că, din păcate, și alți copii și numeroși au trecut prin aceleași situații, fără ca noi să știm și fără ca opinia publică să reacționeze, deși drama celor copii era poate mai mare decât al S-a mai întâmplat un caz, am citit tot așa în spațiul public pe site-uri de socializare, s-au făcut materiale de presă, a fost un caz în care o fetiță a fost luată în acest mod, similar cu al Sorinei, a ajuns la niște necunoscuți, după care s-a sinucis. Deci sunt lucruri oribile care se pot întâmpla în această țară. De asta îmi doresc foarte mult, indiferent ce o face PSD-ul și dumneavoastră, dar trebuie să să înțeleagă toți cei care ne conduc, cei care reprezintă statul, indiferent că sunt procurori, judecători, mai ales judecători, că n-am înțeles decizia de la Curtea de Apel Craiova, ar fi bine să vorbim și despre asta, să înțeleagă că nu mai merge așa, nu se poate, copiii sunt cei, sunt lucrul cel mai lucrul, sunt cei mai de preț. Exact, și nu te poți juca cu psihicul unui copil care Doamne fer, poate să recurgă la... Ce crezi că este în spatele extrem? Acestei? Până la urmă seamănă din ce în ce mai bine cu afacere. O afacere, dar exact. De ce, cum îți poți explica că acea instanță de la Curtea de Apel Craiova în 2 luni a dat o sentință așa foarte repede față de sentințele care sunt așteptate probabil mult mai mult în alte cazuri. De ce crezi că s-a întors totul de la prima soluție de la mehedinți? Judecătorii de acolo au spus că nu e cazul de adopție, da? Iar cei de la Curtea de Apel Craiova au întors toată situația cu fundul în sus. Pentru că vorbim de niște judecători care judecă după niște acte, după niște hârtii și nu judecă cu sentimente și cu ceea ce ar trebui să judece, mai ales în cazuri de adopție. Cu înțelepciune, spui tu, dar eu nu cred că numai hârtiile au stat la baza acelei soluții. Nu pentru știu, că, într-adevăr, la Curtea de Apel Craiova noștri... sunt tot felul de probleme, dacă ai văzut. Da, și știu și am relatat și eu și chiar am făcut acuzații pe baza faptului că o serie de dosare din Gorj cu soluții de trimitere în judecată și cu condamnări de 1 an, 2 ani cu suspendare și mă refer la cazul Negrescu în acest moment, când au ajuns la Curtea de Apel au fost spălați totalmente și asta pentru că niște avocați, zic eu în cazul Negrescu,
au o intrare acolo la niște judecători și dacă am spus-o pentru Negrescu, așa cum au făcut colegii mei din presă care au scris că avocații familiei respective sunt rude sau foarte apropiați cu niște foști magistrați de acolo de Sunt la... soț, soții, Da, da, deci am văzut rude tot, de gradul da. 1 cu magistrați de la Curtea de Apel Craiova, îmi permit să spun același lucru cum l-am susținut eu în cazul Negrescu, că există oarecare influență sau nu știu dacă este vorba despre bani sau de altceva, dar mai merge încă în România cu prietenul care influențează sentința unui judecător. Ar fi dureros să fie așa, ca colegii mei să fie avut dreptate, dar faptul că lucrurile s-au schimbat de la o instanță la alta arată acest lucru. Ce părere ai tu? USR și-a făcut campania și a câștigat niște alegeri, spunând, tatonând și vorbind foarte mult despre corupția care ucide. De ce crezi tu că USR, acum, văzând ce a făcut un procuror și nu e primul procuror care are, cum să zic, acțiuni și fapte absolut Absurde. reprobabile și s-a văzut cazul Portocală pe procurorii de elită de la Ploiești și așa mai departe. De ce crezi că USR tace? Cum tace și domnul Iohannis în acest caz al Sorinei? De ce n-au luat atitudine? Că e vorba până la urmă de corupție. Vezi că de ce să ne ferim de termeni? Îți dai seama sau bănuiești, măcar atâta avem dreptul să spunem, că suspicionăm și magistrați și angajații ai statului de Nu, la ar fi fost clar să DGASPC. vedem De ce exact un crezi eu corp de că control în la afară, de ce DGASPC foarte Mehedinți. mulți politicieni au luat atitudine, înțelegi? De ce crezi că cei de la USR, domnul Iohannis, președintele tuturor românilor, nu are nicio opinie în acest Nu știu, caz? este dureros. Eu văd ca o greșeală și politică să stai și să stai Dacă ar pe fi. margine și să nu profiți într-un fel sau altul. Măcar gândește politic dacă nu gândești cu sufletul. Ieși și ai o opinie, o opinie care într-adevăr bate cu doctrina ta, cu ceea ce încerci tu să ne vinzi populației, că tu despre asta te ocupi. Da. E dureros că nu reacționează și chiar uită din aspectul ăsta pe care tu îl sesizezi acum nu l-am văzut, adică n-am văzut din Am prisma văzut asta. liberali care au luat poziția, am văzut social-democrații, am văzut oameni de presă minunați, minunați. Avem oameni de presă minunați în această țară care au făcut tot ce poate să facă un ziarist. Au căutat, au scormonit, au făcut. De altfel, presa a făcut mai mult decât au făcut Ca de fiecare ca dată. anchetatorii. Au scos la iveală niște lucruri pe care cei de acolo nici măcar n-au făcut nicio legătură, n-au făcut niciun fel de E adevărat că conexiuni, dacă n-au presa nu făcut niciun. intervenea, acest caz rămânea. Este dureros că nu, familia nu a înțeles pericolul și a reacționat așa pe ultima sută de metri și a cerut sprijinul opiniei publice, a presei și a celor care au sărit în ajutorul lor. Poate că dacă. Înainte cu vreo 2 săptămâni să se Da, întâmple dar nenorocirea poate de că la Baia de Arama, poate au înainte de luat la colegii noștri, sentință, da, de la. au vorbit despre caz mult. Dacă se știa că Curtea de Apel sau după ce s-a întâmplat la Curtea de Apel să se fi făcut ceva, să se fi făcut o revizuire a dosarului, să se fi făcut ceva în sensul ăsta, poate că lucrurile stăteau altfel acum. După părerea ta, tu ai scris foarte mult, ai avut cazuri pe care le-ai investigat, mergi, ai și procese, deci ești cumva Am în luptat măsură să personal, vorbești personal, despre. pentru că în Da. momentul în care lupți pentru un ideal și pentru un lucru în care încrezi, ajungi să te supui și unor riscuri Da. profesionale de a te da în judecată la Cum care consideră crezi că ar că te trebui puteai da peste să cap. acționeze oamenii de stat? Adică să anuleze, se poate anula această adopție, bănuiesc că da, Eu nu? consider că da. În urma elementelor care s-au întâmplat și a celor întâmplate și a reacției opiniei publice și a celor care au reacționat, chiar și oameni politici din zonă sau din afara ei, eu cred că se poate nu neapărat anula, dar măcar ia de la început ancheta respectivă și fă-o în așa fel încât să fie corectă. Poate că la final le dai dreptate celor care se consideră părinții ei acum, în momentul de față. Dar fă-o transparent și arată-ne nouă, opiniei publice și
pentru părinții, foștii părinți și pentru cei care luptă pentru Sorina, că astea sunt conform lege, articolul cu tare, uite aici s-a acționat, aici a fost corect, aici s-a întâmplat nu știu ce. Dacă chiar se ajunge până la situația asta, ar fi dureros și chiar, nu știu, ieși din comun să vezi că apare de mâine o sentință din Senin care spune gata, puteți să plecați cu ea în America, fără să ni se explice nimănui nimic. Doamne și ferește. Te poți aștepta inclusiv la chestia asta. Nu, în această nu vreau România. Să mă gândesc, sincer să fiu. Eu îți mulțumesc mult de tot pentru participare. Ne revedem și cu altă ocazie, cu siguranță. Tuturor le doresc un weekend plăcut și știți, la revedere!